Ce fac, băieții, și bine ați venit la un nou episod din FIFA 19 Draft spre Glorie. Înainte să începem, hai să încercăm să ajungem record, băieți, peste 7500 de like-uri. Ar fi absolut, absolut genial. De asemenea, dacă vrei să cumperi articole sportive, training-uri, mingi de fotbal, ghete de fotbal, Adidas, tricouri, etc., cea mai bună calitate, prețuri rezonabile, argol.com/ro. Linkul este în descriere și ai 10% discount dacă folosești codul OVI la checkout. Astăzi facem un draft clasic, băieți. Clasic, 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 în care OVI să-și alege jucătorii după suflet, după ei, cum îmi plac mie, cum îi simt eu, cum cred eu că putem să jucăm mai bine. 4-3-2-1 o să fie formația noastră cu care atacăm acest draft. Din când în când îmi place să mai fac și asta și să-mi aleg eu cum trebuie jucătorii. Maradona 98, hai Bobiță, vină încoa. Ohoho, începem senzațional. Bale, Lozano, Mahrez, Sterling, Bernardo Silva. Știți ceva, băieți, le-au pe Bale, dă cu căpățâna, o rupe în două. Collins, Iago, Aspas, fii atent, și Jovic ăla, dar Jovic, Iago are 3-3, totuși arată foarte bine. Ben Yedder, interesant, Jovic 5 la Wakefoot, 3 la skill moves. Iago, Aspas să fie, prinde și chemistry acolo cu Bale. Ce mi-ai făcut? Ok, ce ligă acceptabil avem, Sesenion din Anglia și Machis din Italia. Am să luăm Italia 1. Vedem cum se desfășoară draftul. Chedira, Iniesta, Jorginho, Kroos și Belözoğlu. Clar, uite, îmi dă din Italia, îmi dă și din Anglia, știi? Chedira asta se potrivește acolo. Hai să-l luăm pe el. Să avem un mijlocaș aici central să ne ajute. Decizii. Avem unul din Italia, doi din Italia, pe Pjanic și pe Hamsik. Și l-avem pe Canales ăsta, dar are 65 la defending, 70 la fizică. Niciodată nu mi-a plăcut de Hamsik. În joc, nu știu, în realitate ok, dar în joc nu mi-a plăcut. Da, mă, dar Pjanic mă ajută prea mult. Mă ajută prea mult la chemistry, n-am cum să-l ignor. Așa iau 48, așa 45, Pjanic să fie. Bun. Salah, Robertson, uite ce-mi dă. De ce-mi dai ce nu-mi trebuie? Italia 1. Mă duc pe chemistry sau nu mă duc pe chemistry? Băieți, știți ceva? Nu mă duc pe chemistry. Nu mă duc pe chemistry și mi-l iau pe Robertson. Asta este, mă duc pe Premier League cumva, văd eu cum o combin. Hermoso, fond, Spania 1, mă, tot joacă pe Spania. Hermoso ăla, putea să-l joc de pe Spania 1, de fapt e cam același lucru. Hermoso, ăsta de 50 pe nicio șansă, o să fonte 65 și Sigali, ăsta Argentina 1. Mă duc cu Hermoso. Trebuie să înțelegeți, unor nu fac pentru chemistry, fac pur și simplu pentru anumii jucători, vai Sergio Ramos. Ce cuplu de fundași centrali avem. Fundașul dreapta. Măcar am 55 pe ei să-l schimb după minutul 1. Vedem noi cum facem. Oblak, Szczęsny, Trap. Oblak intră bombă. Szczęsny n-am ce să fac, Trap n-am ce să fac, Allison n-am ce să fac, Donnarumma n-am ce să fac. Oblak să fie și suntem în 86 chemistry cu un fundaș stânga. Nu are ce să caute acolo, știi? Opac, așa mai creștem un picuț, un picuț mai creștem, fii atent. 89. Hai că vedem noi cum o facem pasta. Nei, nici nu mai stau pe gânduri, vino încoa, nei. Ho, ho! Ce jucător? Kun. Fundaș dreapta. Neamț, fii atent, ia cu Kedi. Asta e din SPFL, tai 1 Pellegrini, Keita. Kun ăsta, da. Da, pierdem la chemistry, da. Dar avem și noi un fundaș dreapta decent, eram obligat aici să merg pe treaba asta. Grimaldo, Rebic, Tovin, Jovic și Sanchez. Rebic ăsta, bombă, dar 3-3. Grimaldo, fundaș, este spaniol. Intră blan acolo, Grimaldo. Hai, vin încoa. 89. Bun. Interesant. Bun, așa. Hai să vedem cum o continuăm. Are Sterling, Sané, De Ligt. Decizii nu prea. Cred că avem combinații pe aici de făcut. Menie. PSG. Aici se deschid. Se deschid anumite chestii. Fiți atenți cu Menie ăsta.
pentru că aș putea să-l joc pe Nainei din prima. Avem opțiuni, este foarte important faptul că avem opțiuni. Vedem până la sfârșit care opțiune este mai bună. Mané, Dybala, Rufier, Doherty și, uite, mă rog, fundaș dreapta ăștia. Dybala, striker sau Mané. Am făcut un amestec aici, total un amestec. Figo ne salvează. Figo. Bun, așa. Aș putea să joci și pe Dybala, știi? Și face 93. Dar ce ai făcut, băbiță? Bun, așa. Avem un left winger care se potrivească? No. Așa, suntem un 93, stăm binișor. Hutchinson, Babel, Pellegrini. Mi l-a mai dat pe Pellegrini ăsta odată. Cred că ar dinamita mijlocul ăsta, mă. Putea să joci și Pjanic cu... Idei. Aici nu prea contează atât de mult. Cel mai high rated. Portar avem, da. 93, nu reușim noi să creștem. Ba, sigur îl creștem. João Cancelo. Cancelo ăsta cred că e un must. Și acest must ne va face să schimbăm un pic toată echipa. Ia să vedem. Eu dacă îl bag pe Kedi acolo, scad într-adevăr. Joc un Maradona aici, 91. Scot Nainei și îmi joc pe, cum îl cheamă, Pjanic, 98. E 100. Rezultat? Răspuns corect, Oviță. 100 chemistry. Și facem noi o schimbare ceva după minutul 1. Nu e asta o problemă. Bun de tot. Jordi Alba, Pavard ăsta e foarte interesant. Vă spun sincer, super interesant. Jordi Alba să fie peste Grimaldo. Asta e puțin, Grimaldo are 91, 87, 78. Jordi Alba, na, e mai bun Grimaldo, mă. Grimaldo e mai bun. 4 stele la schemos, ok. Și un portar aici cam irelevant, doar un Iașin ceva. Luăm cel mai high rate, luăm pe Loris. Bun. 189, dacă mutăm foarte puțin băieții ăștia pe aici, facem full chemistry fără absolut nicio problemă. O să vedeți, Robertson de 94 aici, 190. Facem full chemistry. Nini, iubiță. Ok, băieți, cam așa arată echipa. Mă gândesc la schimbări. Chedira n-are pace deloc. Pjanic, aș juca cu Meunier la mijloc acolo. Hai că vedem după minutul 1, mă hotărăsc pe moment. No, spaniolul ăsta de deja. Stai, în cât suntem? 8, stai cam așa, avem nevoie puțin acolo, da. Bun, hai să luăm pe spaniolul ăsta, Vicente Restero. Bun draft, 191, Ramos, Maradona, Iago, Aspas. Uf, 98, Maradona, 93, Figo. El are și pe Ronaldo, Mbappé. Doar 84 chemistry însă. Are o grămadă de jucători super periculoși. Neymar scoate portarul. Și că-mi plăcut. A avut câteva ocazii. Căpățână cineva aici? Da, cu capul, dar cine a fost acolo? Sergio Ramos, 1-0. Super intervenția lui Bale, bravo Bale. Neymar, încercăm noi în voleu și obținem. Stai, ce a fost? E penalti sau fault? A fost fault la nostru, înseamnă că e fault din afara careului. Dacă a fost fault la cu echipierul nostru, poate e penalti. Și... Nu e penalti, ok. Figo, superb. Pasă, ruletă, 2-0. Super tare pasă. No, Bale, ce preluare aia. Hai, Figo. Figo, 3-0. Și iese gagiu, gata. Dar aici cuit. Bun. Opa, Penelope, ce e asta aici? 99, Modric, 94.
Marcelo Totti, are și el un Neymar de 94, Pippo Inzaghi. Good team, bun. Neymar, Neymarcito! Minutul 3, deschidem scorul, bine mă! Neymar, ce ratare! Wow, cum a scos-o frate portarul pe asta? Vreau să vă reloare la asta. Ia. Poți deviată de fundaș? Nu. Sergio Ramos, o victorie de cap, dar mare distanță, era greu, greu de făcut ceva de acolo. Nei, frate. Neymar, n-ai ce să faci. Prea bun, frate. Prea bun, Neymar. Și da, rage quit. Statisticile vorbesc de la sine. 9-3 la șuturi spre poartă, 5-1 la șuturi pe poartă. Hai să vedem și adversarul din semifinale. Ok, full rating. Ia și n-ai problemă. Virgilică, la fel problemă. Totti Kanté rupe la mijloc, Pele bun în atac, Salah, Hazard. Echipă foarte bine echilibrat. Hai Bale, Gareth Bale, superb. Și totul a început de la acel fake shot, standing fake shot, dar era un standing fake shot schimbat. Ce înseamnă că poți să ieși să faci ieșirea acestui skill move în orice direcție vrei tu. 360 de grade stale tale. Nu știu dacă se vede aici, nu se vede standing fake shot-ul. O să aici? Hai Bale! Gareth Bale, sângul lui! Nu iartă! Bale și cu Neymar până acum, cei mai buni oameni ai noștri din acest turneu, din acest draft. Frumos, dezvoltăm aici. Ia încercăm-o pentru Maradona. Ia mă Maradona, stai și tu cu cap. Maradona, bară transversală! Ho-ho! Hai Maradona, închide! Hai Maradona! Poate cu capul? No. Poate cineva cu poarta goală? Nu cred, frate! Cât de frumos am construit! Hai Maradona, hai Maradona! Hai Maradona! Nu, în blocaj. Cum frate, tot în blocaj? Da, bravo mă! Toate la mine șuturile sunt în blocaj și mă egalează minutul 82 după ce... Două șuturi are! Și la mine toate șuturile se duc în blocaj. Nu, no, frate, nu! Ce e asta? Dăm bară iarăși, întotdeauna bară, în meciurile importante, ce e asta, frate? Pe bune, ce e asta? Atât de dezamăgitor e uneori toată treaba asta. În final, nenei, în final, nenei, în final, mă! Bine Figo, bine Figo, bine Figo, bine mă! Bine mă, a ieșit, știa că nu mai poate să dea două goluri. Marea finală! Ce e asta? 98 Ronaldo, 98 Neymar, 89 Mbappé, 97 Ramos, 94 Modric. Nu cred, transversală, cum frate? Ok, distanță mare, dar de ce transversală? Măcar dacă se ducea pe lângă așa. E
gândesc cât de aproape am fost de gol. Este mă. Mamă, ce dezamăgit am fost că când am văzut că s-a dus mingea în bară. Este mă, 1-0. Hai, atenție la Kiko. Nu, Neymar! Băi, și-am zis, mă, că mută portarul invers. Statistici la pauză. 3-0 șuturi pe poartă pentru noi. 5-1 șuturi spre poartă. Ghiți ce? Direct din kick-off! Primul șut pe poartă! Superb e! E totul superb, frate, că așa e! Cu capul Ramos, poate? Ramos! Cu capul! 2-1! Bine, nenei! Bine, mă! E gol în final! E gol în final! 3-1! Maradona șutase bine, îl salvează Iașin. Cât să-l mai salveze Iașin? Neymar cu golul! Player final, băieți. Câștigăm un draft extrem de dificil. În final am întâlnit un jucător, băi, recunosc, foarte, foarte bun. Știa absolut toate chestiile despre joc, toate mișcările. Am reușit să dominăm. Am reușit să câștigăm. Statisticile vorbesc de la sine. 11-4 șuturi spre poartă, 7-1 șuturi pe poartă. Hai să vedem și premiile din draft. Pam, ce primim după ce am câștigat acest draft? Rare Players Pack, Mega Pack și Jumbo Premium Gold Players Pack. Jumbo Premium Gold Pack, sorry. Rare Players Pack, Mega Pack arată bine, poate pică ceva. Vedem imediat primul. Nu pică nimic. Nici Bordeaun. Ce era la brazilian, fundaș central? Ok, nici Bordeaun. Ce-o problemă, Welbeck. Hai, timp de totul în club. Maicon, Medel. Bun. Hai să vedem. Rare Players Pack. Ce primim în acest Rare Player? Workout! Oare ce-o fi? Ce-i ăsta? Francez? Strike? Giroud, bă, 84, dar tot e card special, tot e bine, e card special. Bun, mă, bravo. Două carduri speciale într-un singur pack. Ok, nu sunt senzaționale, sunt doar decente, dar două carduri speciale într-un singur pack. Bine, mă, băieți, mă. Și ultimul, Mega Pack-ul 30, pe care 18 Gold Rare. Oare încă un walkout? Nu e încă un walkout, dar nu pot să mă supăr, nu am cum. Stai puțin! 3 carduri speciale în acest pack opening! Ne pică Glatzel de 76, ok, frate. Bun de tot, mă, 3 carduri speciale. Bravo, mă, senzațional. Ei bine, băieți, cam atât pentru astăzi. Hai să apăsăm butonul de like, să ajungem la peste 6700. Am avut noroc, frate, am avut cu adevărat noroc în premii. 3 carduri speciale în 2 pachete. Ne vedem data viitoare, vă pupă o viță. Pa, pa!